Cuvântul de comemorare se oferă președintele Raionului, Valeriu Muduc. Onorată asistență, stimați colegi, dragi noștri participanți la evenimentul de la Cernobâl. 27 de ani în urmă, probabil o așa de frumoasă ca și astăzi, omenirea a fost zguduită, în primul rând, de o veste proastă, a doilea rând, strașnică, în a treilea rând, de neștiință. Explozia, erupția de la Cernobâl. S-ar fi părut că atomul, mult așteptat atom, care trebuie să vie pașnic în casele oamenilor, care trebuie să ne aducă căldură, lumină, bucurie, a venit secerând vieți omenești, aducând scârbă, năpastă și retrăire de neștiință. Acest eveniment a fost de mulți întâmpinat cu frică, cu spaimă, deoarece acele aparate care au sensibilizat erupția, au prevestit cu tremur, au prevestit erupții subterane, dar doar cei ce erau în preajmă și-au dat bine seama ce au de-a facere. A fost destul doar ordinul. A fost destul doar înghierea de a stopa și de a pune punct, de a-l localiza pe acel atom care ieșise deja sub control. Desigur, mână de la mână, dar în primul rând au fost chemați specialiștii, voluntarii. Din Moldova, în jur de 3.000 și jumătate au fost participanți. Printre ei și flăcăii noștri, care vedeți astăzi, deja cărunți. Dar ei și-au făcut cu sfințenie datoria. Desigur, mulți nu s-au întors la patrie. Desigur, pe urmă i-a ajuns acea boală actinică. A rămas la bucătăriile, dormitoarele și ogrăzile lor ca un sfetnic rău de prevestire, nu de bine. Dar zi de zi, acești oameni luptă. Luptă pentru viață. Le suntem recunoscători noi pentru ce au făcut, le sunt recunoscători cei care le-au salvat viața și miile și miile de oameni care n-au știut ce îi așteaptă în caz de nu își puneau pe acest altar viața, patriotismul, acești bravi plăcăi. Și noi, mulți am știut ce înseamnă focul războiului și noi am știut ce înseamnă să vezi moarte, dar este incomparabil, stimați colegi, deoarece la un război obișnuit vezi inamicul, vezi să pregătești o ofensivă, îți pregătești un loc să te aperi, să te ascunzi. Aici acest lucru n-a fost posibil. După cum am zis, acel atom pașnic a cosit tot de la olaltă. Suntem într-o mare datorie, stimați colegi, guvernanții, noi cei de la Pele și probabil cei ce înconjoară față de dânșe, deoarece probabil că așa ai primit. Trebuiește omul atunci când este nevoie, atunci când e strașnic și trebuiește omul când doare. După aceea, parcă toți se uită. De ce noi aici, stimați colegi, vă spunem o adâncă recunoștință pentru tot ce ați făcut voi, pentru faptul că aveți curajul și luptați și astăzi cu greutățile și nu ne rămâne decât să ne închinăm în fața dumneavoastră. Onorată asistență în memoria celor care nu au ajuns să vadă ziua de astăzi, să anunță un minut de reculegere.
Vă mulțumesc. Te lui Dumnezeu multă, multă sănătate. Mulțumesc. Cuvântul îi se oferă vicepreședintele Asociației Obștești și Cernobul, Tana Soi Fasile. Onorată asistență, tot mai departe se duc anii care au trecut 27 de ani. Dar în memoria noastră a rămas aceea ce am făcut noi acolo. Mulți au fost acolo. Din armată, în primele zile, mii și sute de ofițeri și soldați au fost, din care am fost și eu, din armată. Din raionul Fălești, o 40 de oameni au fost. Toți s-au întors înapoi. Nimeni nu a rămas acolo. Dar pe urmă, bolile care a spus un doctor de șleagă, că acțiunea de la Cernobâl ar să deie peste 15 ori 20 de ani. Și taman așa și-o ieșit. Care e inima, care picioarele, din păcate. Mulți s-au dus din rândul nostru. Nu, ei toți au vrut să trăiască. Tineri, băieți tineri, ei tot iubeau viața ca și noi. Dar așa a fost potrivit să facem datoria noastră față de popor, de poporul și-a nostru moldovinesc, că și Moldova noastră a suferit mult de la acțiunea de la Cernobâl. Trec ani, trecem și noi. Ce pot să vă spun? E greu. Dar supraviețuim. Ne luptam. Cum am luptat acolo, așa și luptam și aici. Vă mulțumesc frumos. Cuvântul îi se oferă Băzilescu Sergei. Уважаемые сограждане, дорогие коллеги, участники ликвидации Чернобыльской аварии. 26 апреля 1986 году это дата, которая поделила время человеческое на две части. До и после. До – это когда мирный атом действительно был мирным атомом. И после – когда мирный атом превратился в злейшего врага. Когда он стал убивать. Когда нас прислали туда, чтобы ликвидировать эту техногенную катастрофу, когда я попал в Припять, то первым моим чувством было удивление, а потом страх. Потому что я увидел пустые дома. Не разваленные, не разрушенные, а пустые дома, в которых можно было жить, а людей не было. Потому что там действительно невозможно было жить. И вроде бы все целое, все нормально. И воздух, и вода, и земля. А оно убивало все. Этот враг, которого нельзя было ни почувствовать, ни на вкус, ни на цвет, его нельзя было увидеть, а он все равно убивал. Ученые сказали, оптимистически тогда сказали, что через 10-15 лет на этой земле можно будет жить. Снова можно будет заселять эти дома, пахать и убирать урожай. Потом они поменяли свои взгляды и сказали, через 100 лет. Сейчас их прогнозы говорят, что только через 500 лет, возможно, на этой земле можно будет жить. Это возможно. Вдумайтесь, 500 лет. Это страшно. И в этот день я хочу пожелать вам, участники ликвидации, единственное – это здоровье. Потому что, побывав там, человечество пока еще только испытывает это на себе. Потому что в Хиросиме и в Нагасаки, когда сбросили эти бомбы,
Специально это делалось. Именно чтобы разрушить и убить людей. В Чернобыле же не было такого. Это был мирный атом. И не знаю, прибавило на здоровье или не прибавило, но скорее всего забрало у нас здоровье. Поэтому в этот день я хочу вам пожелать только единственного. Будьте здоровы. Спасибо. Бурлаку Мария. Мать, а сколько твой? И в частике, когда он слышал. Ану, умею, но суть обзор сейчас есть он. Гарри Адус, о, не нарочили форте мали. Будь барбач, а у фос луоц. Блин, лечизия комиссариатului милитар. Au fost luați la lucru, la catastrofa de la Cernobâl. Între aceștia a fost și soțul meu. Am muncit 3 luni acolo, s-a întors acasă. Dar bucuria de întoarcere n-a durat mult. S-a început năcazul. De 13 ani l-a răpit la pat. Eu fost făcute 9 operații la cap. Cancerul l-a răpit și a decedat. A rămas noi pe pământ. Văduvă cu 2 copii. Invalidă de gradul 1. Am pierdut întreținătorul. Greutățile s-au început. Parcă ar fi totul bine, dar suntem uitați, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie să știe nimica, o mică atenție, dar suntem uitați și toate vădurile și toți copiii care au rămas singuri. Într acest caz și ne rugăm la Parlamentul, la guvernul nostru, să nu fie, să-mi tragă o mică atenție, nu fim uitați toți acești care am luat parte acolo. Și în această zi doresc ca să aveți o puțin timp liber și să vă dea Dumnezeu răbdare, tărie, sănătate, speranță că va veni cândva. Și ziua aceea, când vor fi invitați, poate vom participa de la avaria aceasta, poate vom copila cuiva să povestească în școli, în sat, la elevi, la tineret, de ziua aceasta, de avaria aceasta care au luptat acești oameni cu inamicul acest nevăzut și s-a dăruit viața pentru că a salvat pământul și omenirea. Vă doresc multă, multă sănătate la toți care trăim pe pământ datorită la acești oameni care au luat parte acolo. Ninche mea de sănătate. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc și noi. Cuvântul este oferit comisarului militar Falez. Nu frumați colegi, onorat asistență. Într-adevăr, necunoscând de faptul cu ce armă trebuie să lupte dumnealor, au plecat pentru primii în acele clipe grele pentru țara noastră îndeosebi, pentru țara Ucrainei și, în primul rând, pentru datoria care o îndeplineau la rândul său, în rândurile fostei armate. Vin cu aceleași plecăciuni în fața dumneavoastră, din partea mea personală, din partea secției administrative militare, din partea conducerii Ministerului Apărării. Vă aducem
sincere mulțumiri pentru devotamentul, tărie de caracter și curajul care l-ați demonstrat dumneavoastră. La rândul nostru, noi vă luăm pildă. Vă luăm pildă ca mândrie poporului nostru. Cu acest prilej vreau să dau citire și să mulțumesc celor care au fost la rândul său. Într-adevăr, atunci, la momentul când au fost și au avut nevoie, clipele cele mai grele. Se discernează pentru merite deosebite, perseverență, devotament, curaj și atitudine conștiincioasă față de îndeplinirea obligațiunilor de serviciu în perioada declanșării accidentului nuclear de la centrala atomoelectrică Cernobâl, înaltă maestrie profesională, consolidarea disciplinii militare între țările vecine, contaminate de calamitatea nucleară, precum și comemorarea 27 căzuților în urmă contaminării radioactive, major în rezervă Tănăsoi Vasile Gheorghe. Vasile Gheorghe. Sergent în rezervă Galiț Valeriu Isai. Солдат на резерве Дима Андрей Степан. Солдат на резерве Ковалюк Вячеслав Тодор. Солдат на резерве Житарь Владимир Васильев. Солдаты резерва Базилевский Сергей Владимир. Домна Бурлаку Мария Валентин. Надурим мульта санатати, ультимати нож при ветеран. Надурим бафты, кураж, шим, антрадивер. Devotamentul față de patrie care l-ați arătat dumneavoastră este o pildă pentru noi, tânără generație. Vă mulțumim! Vă invit să depuneți flori. Thank you.